cum arată realitatea acum față de video? Dacă cineva credea până acum că este fanul numărul 1 Dragoș și Cristina, e cel e maxim fanul numărul 2. Ating lucruri pentru Dănuț. Bine, Vale! Neața. Da. Ce faceți? Eu bine, tu ce faci? Și eu bine. Voi ce faceți? Sunteți bine? Sunteți ce trebuie? Așa, hai de vreo astăzi dimineață, vrem să vă facem cunoștință cu cineva. Să vrem să aducem România mai aproape de România, de voi. Că de fapt România a venit aici, o bucățică de România, câteva suflete de români au venit în Bali și ne-au întâlnit cu ei. N-am filmat prima seară pentru că am vrut să intrăm în vibe, să ne cunoaștem. Și vrem să vă facem cunoștință și vouă cu ei. Unii dintre voi știți. De fapt, sunt unii dintre voi. Pentru că au venit în Bali, ne-au scris că vin în Bali, am ajutat să ajungă aici, le-am dat o grămadă de informații, ne-am întâlnit, a fost absolut fantastic în prima seară. Apuca cățelul acum să cadre. Ne-am întâlnit pe la 6 să mergem să mâncăm împreună, ne-am dus la un restaurant, au închis restaurantul, ne-au lăsat aia acolo, mai departe. Ne-au zis doar că îmi plecați, închideți lumina. Zicea să defiletați becul, așa, să-l închideți. Am stat până pe la 12 noaptea, deci ei au închis pe la 10 restaurantul și au plecat acasă și ne-au lăsat acolo. Da, a fost foarte frumos, am povestit fără oprire, mai mult Dragoș, da? Asta e partea a doua. Și ne-am simțit ca într-un live cu voi. Pentru că ne-au zis și ei lucrul ăsta, că zice, băi, parcă e un live din ăla care abia l-așteptam, niciodată n-ați făcut un live de 6 ore, știi? Și acum ne simțim foarte bine că suntem în live. Am fost și suntem măgulici, suntem fascinați de ce oameni ne urmăresc, vibe-ul care e în spatele camerei, pe care noi îl simțim în live-uri, ce-i drept, și acum ne-a demonstrat că acești oameni chiar ascultă ce avem de zis și chiar într-un fel inspirăm, că multe dintre discuțiile ce le-am avut noi pe live au fost motive pentru care la unii chiar li s-a schimbat viața, adică au văzut dintr-o altă perspectivă lumea. Da, și acum vin la noi, am zis că bem cafeluța împreună dimineața asta și trebuie să apadă în 10 minute, un sfert de oră, așa că o să-i filmăm să vedeți și voi. Să-i cunoaște și voi, pentru că de obicei nu prea dau comentarii, adevărat asta, și da, singur au zis și că nu prea comentează de obicei. Prin asta vă încurajăm pe toți cei care stați în umbră și ne urmăriți, că vă știm, noi simțim vibe-ul vostru, să îndrăzniți să ne adresați întrebări, mai ales în live-uri, și să comentați, scrieți acolo, bună, sunt eu, din Canada, din Timișoara, de unde sunteți, și vă urmărim. Chiar vrem să vă cunoaștem și așa, până exact. Vă cunoaștem, că și când o să venim în România, facem un meeting ceva, vedem noi, trebuie să vă vedem. Așa că, în curând, urmează cafeluța de dimineață. Cafeluța de dimineață și o să vă mai arătăm niște imagini pe aici. Hai. Da, și o să vedeți ce am primit de la ei din România, dar nu neapărat pentru noi, dar vedeți mai multe mai târziu. Hai, ceau! Ați găsit drumul? Hai! Păi și ce faci singur? E o poveste lungă, o să o aflați imediat. Salutare! Bună! Bună! Ce bămă bună, cum mă? Ce faci, de ce l-ai lătrat pe fătă? A, e al vostru? Cream că era... Nu, e de aici, e... Dragilor, okay. Aici aveți o imensă doză de cultură generală. Și la figura, nu doar la... Da, să știți că e ce trebuie omul, vă zic de acum. Mărcasi! Hai înăuntru să vorbim, da, hai să vedem ce n-au venit toți. Nu se ajungă curând. Long story, vă explic imediat. Bun, bine. Deci românii cu care ne-am întâlnit sunt ei. Hai că celălalt trei n-au apătut. Da, aici e birou. Da, aici e birou. Stai să aprind lumina că... Tai Dragoș asta, nu e regulă. Așa față de video. La fel, fiindcă voi filma super, eu sunt obișnuit să filmez numai cu GoPro. Uh-huh. Și pe GoPro, oricât de mică e camera, dacă te bagi într-un colț, zici că mamă, cât da, ai. E... Și dacă voi filmați cu telefonul, e mai... Da. Realist. E focala, e ca la ochi, așa. Da. Da. Da, e ok pentru doi, adică... Da, aveți
birou privat în casă, da. Extraordinar. Hai să te duci în sus. Hai să... Hai că l-am adus și sus. Vrea să vadă neapărat view-ul de aici. Acum ați venit și voi soare. În dreapta. Ce ciudat e când vine cineva și deja știe cum arată locul. Exact cum pare pe viu acum. Da, un video arată super. Culorile și orice mai bun, luăm drona și așa și cu drona. Ai drona? Da, da. Ce-ți faci în ăștia? Am făcut și de acolo la mine, la casa de schimbă. Și de aici apropo. Da. Vrei să filmezi cu drona? Că te liniște. Și pe cum am venit de aici? Din partea de acolo ai venit. Aici jos și bătea soarele din spate ca pune soarele acolo. Da. Interesant, o să vezi acum locurile care le-ai văzut în video, să le vezi, mai zai unde erau alea. Să stăm aici, să vezi, acolo, eu zic că e și briză și... Da, da, aici, aici la birou. Hai, aici la mâine cafeluță. Hai că vine Cristina cu cafeluța, a zis ea că se duce la cafeluță, ia uite. Fac lecții de echilibristică. Unde găsești o asemenea servire? Nu numai, da, exact, la o cafenea să te duci asemenea view. Tot ce vrei. Așa. Păi bine, zici că te uiți la televizor. O oră mai târziu au venit și restul, nu? Hai, restul, încă doi. Tot n-au venit toți. Vi-arătăm ca pe Gheco, pe bucăți. Da. A venit și... Au venit cu... Gojek. Cu Gheco. Cu Gheco. Gheco verde. Așa că... Chiar că e cald afară acum. Înăuntru nu mai răcoare. Hai că v-am luat din start. Am zis că vă apucă revelionul. Bună. Hello. O secundă. E încă umflat, doar că acum pot să merg. Am scăpat toată ziua. Bună. Să știi că am văzut târziu mesajul tău. Nu e problemă. Am un mesaj pentru fanii Dragoș și Cristina. Dacă cineva credea până acum că este fanul numărul 1 Dragoș și Cristina, e maxim fanul numărul 2. Apreciem, mulțumim. Terima kasih. Pentru asta intrați. Mulțumim. Ești fanul numărul 2, Păi nu, el e numărul 1, că știe mai multe ca mine, eu sunt numărul 2. Așa că începe de la numărul 3, vom numărătoarea, nu? Primele două sunt luate. Am auzit că tu ai un mesaj pentru Zap, nu? Da, salutare, Zap. Dacă poți să dai camera Cristinei puțin, te rog. Dacă vrei să vezi cum să faci încălzirea de aici, din umeri, ceva de genul acesta... Să-i schimb comentarii dacă Cristina, nu-mi ține un pic să mă primez să iau. Da, îți mulțumesc tare mult pentru antrenament. Dacă Zap e pe frecvență, să ne zică ce înseamnă asta, că noi nu știm. Bine, ține cameramanul. Haideți sus să vă arătăm. Da, perfect, da. Uite ce, de ce nu voiam. Facem turul. Ce? De la Țânțar, cred. Și tocmai de-aia voiam neapărat cu plasă, pentru că e teroare. Am dat la farmacie să iau o cremă, dar aveam doamna de acolo și niște pastile să le iau. V-a editat. Dar vine de cod mână, arăți la revin ăla. Eu m-am dat cu spray pentru țânțari, dar nu știu, chiar nu știu.
Hai că a venit, hai să-l întrebăm și pe numărul 1, ia zic, cum arată realitatea acum față de videouri? Realitatea e mai despre mică. Crispul Journeys, a.k.a. Dragoș și Cristina sau Bali, sau ambele? Nu, de cum se vede ce vedeai pe videouri până acum și vezi realitatea acum, peisajul și tot. Este, oricum ambele și în spatele... TV-ului, să spunem, sau telefonului este extraordinar, adică dacă ar fi bariera de cel mai frumos aici, trece și din spatele TV-ului, dar și să simți este extraordinar, este viral ce se întâmplă, chiar vă recomand să veniți în Bali dacă puteți, cel puțin măcar o dată în viață. Și să-i vizitați și pe Dragoș și Cristina, că sigur vor fi aici tot timpul. Și vă mai zic o chestie apropo de dicția aceasta demnă de Pro TV, să știți că ei doi au un canal, se numește Jurnal Video și dacă vreți să dați așa o privire pe acolo. Mulțumim din suflet. Să vedeți cum au ajuns ei în Bali. Da, mulțumim tare mult, vă așteptăm și acolo. Da, momentan avem doar un clip postat pe canalul nostru. Dar vă invităm să-l urmăriți. Și la celelalte în momentul de față. E cu subscribe, dacă știți. Orice a de început. Da. Exact. Vă pun link-ul acolo să-l aveți și voi. Mulțumim. Stai că-mi cade bumbacul. Hai că-i surprind, că nu știu despre asta. Și avem și niște ceva. Da, am zis că am nevoie de masă. Gata, te rog, să rămână mult. Asta-s usturoi. Asta e usturoi, asta e păstrâi. Nu, ăla e mangosina. Ah, ok. Știu, dar are forma aia de usturoi. Da, înăuntru ăla de... Usturoi, păstârnac și porodice ăsta roșii. Foarte tare. Dar nu știu cum se desfacă, te voi aveți. Uite. Așa, adică da. Au usturoi de jur împrejur. Aha, și crapă împrejur. Da, asta poate să crapă și după aia. Sunt bune de tot. Și ăsta la altul l-ați mâncat, rambutanul? Sau nici ăla nu știți? Doar Ligia a mâncat rambutanul. E aici. Da, e din aceeași familie. Am văzut că sunt trei bucăți. Nu, ăla nu apese așa dulcicule după ce știi. Are vreo așa? Da, și mănânci la verde, la fel ca de un sâmbure de mare dinăuntru. Ăla se aduncă, vezi că de-aia am pus sâmburele la adunci. Foarte, foarte bun, da. Asta e genial. Da. Și acum ai uștept de luat că e sezon. Care este la frunze? Ai mâncat și ăsta? Trebuie să bagi într-un fel unghia în el dacă poți să-i rupi coaja. Și mai la capăt, un pic. Nu mai ai nevoie de unghie. Eu nu i-am adus apă, Iulia. Avem pahar tot ok, să vă mulțumim. Cele mai bune gazde. Dar recomandăm să veniți în vizită. Și stai cu. Da. Și ăsta se mănâncă așa? Da, ăla este starfruit, nu știi? Nici pe ăla. Ăla e starfruit. Nu vreau la documentat. Ăla e un pic, să zicem, acrișor. Asta e foarte tare. Să rămânem mult. Ăla-i bun, ăla-i bun. Ia, ăla mănâncă, desfaceți și mănânci. De-aia v-am zis, ăla mangostinul e și acum perioada. Deci toate sunt geniale, dar ăsta e locul 1, locul 2 și locul 3. Da, oricum au depășit toate. Ce e de locul 1? Au depășit calitatea mașină și super bun. Nu știu, mai sunt încercat. Da. Dar nici noi n-am încercat. Am descoperit că vreo 6 sau 7 feluri de mango. Mai mult, cred că vreo 9 feluri de mango aici, deci e incredibil. Și eu sunt banii de alea și frumoase că sunt mult, a zis nici alea. Da, alea pisang, banana, prin zic banane de lapte, ceva de genul ăsta, e. Foarte. Dar... Hai să ne aduce și nouă blender acolo, la cazare, ne aduce în cameră, da. E foarte tare, aia să se meargă după ce luăm fructe. Acum știm ce să luăm. Gata, mergem la o tură prin junglă, a doua oară pentru voi, prima dată pentru noi, a doua oară pentru noi și a doua oară și prima dată pentru ei. Deci m-am încurcat de m-am zăpăcit. Oricum, ea e Ligia. Salut!
cea care ne-a adus ceva din România și o să vedeți mai târziu despre ce e vorba, vă mai ținem în suspans așa. Și mergem în junglă. Am zis că îi scoatem să ducem pe calea asta până în junglă acolo, unde eu v-am mai arătat o dată. Ba nu, n-am filmat atunci. Ba n-am filmat, uite, filmam acum, am mai fost și noi o dată, dar n-am filmat atunci exact. Și am zis să-i scoatem acum. Adevăr, cea mai bună variantă e de scoți. Hai că intrăm în junglă aici. Luați-o la... la pas. Wow. Ia uitați acolo. Arată bine și așa. Pentru asta și cicadele sunt educate pentru că e chemarea aia să facă sex. Da, da, asta. Da, ai văzut că pornezi dintr-o dată și te oprezi de dată. Fii atent, aici s-a tăiat un banan. Ia uitați cum se taie bananul. Ăla-i trunchiul. Și au luat bananele astea și au tăiat copacul, că dă iar. Am intrat în noroi. Dar nu-ți atinge lucruri. Mi-a plăcut asta. Ce-am zis? Blei, se înțelege Cristina perfect. Bali. India. Stai să ne înțelegem perfect. Ini Bali. Hai, eu înainte. Come on.
gata, pleacă, nu ne mai vedem cu ei decât mâine. Exact. Da, a venit deja mașina? Prima, nu e ultima, da. Ia uite, pentru tine. Ha, că ți-ai zis la cameră. Ce parte vine? De acolo trebuie să vină, din partea aia, că n-au cum. Hai, cum mergem cu ei. Da. Hai, ziceam, lasă data viitoare. Ziceam de vila aia, să o vedeți. O vedeți data viitoare? Da. Mă regat. Pleacă de acum acolo.